Conducerea Spitalului de Urgență Roman este preocupată permanent de asigurarea completării schemei de medici. Una dintre secțiile spitalului aflată în permanentă căutare de medici este secția de imagistică medicală. Conducerea medicală a reușit să găsească încă un medic colaborator care să asigure o parte din gărzi. Conducerea, așa cum a spus și doamna manager, facem eforturi pentru a rezolva problema deficitului de personal. Avem încă o solicitare din partea unui medic specialist, radiologie imagistică, pentru a participa în regim de prestări servicii la activitatea din laboratorul de imagistică și aceasta va include participarea atât la gărzi cât și la programul de ture. Astfel, cu venirea acestui nou medic, vom avea pentru programul de tură dimineață după amiază 3 medici și încă 4 medici care sunt doar cu contract pentru gărzi, deci în total 7 medici care deservesc gărzile și 3 medici pentru programul de ture din radiologie, considerând că astfel s-a reușit pe cât posibil a se remedia problema în cadrul laboratorului de imagistică. În felul acesta, secția de imagistică medicală are 7 medici, din care 3 asigură turele dimineață după amiază și 4 sunt folosiți pentru gărzi. În felul acesta s-a reușit rezolvarea problemelor de personal din cadrul secției de imagistică medicală.